Bună seara și bine v-am găsit! În seara aceasta m-am hotărât să fac un unboxing ladies, deoarece abia am primit un colețel cu produse care le-am avut pe comandă sau care mi le-am cumpărat eu. Am zis că să vă arăt și vouă ce conține, să vă mai spun despre produse. Dar, înainte de a începe, aș vrea să mulțumesc tuturor celor care mă urmăresc pe Facebook, pe pagina de cosmetice de pe Facebook, pe YouTube sau prin alte părți. Le mulțumesc din suflet pentru un like care îl dau, fie pentru că iubesc produsele cosmetice, fie pentru susținere, pentru încurajare, pentru a mă încuraja pe mine. Și în felul acesta facem ca lumea să fie mai frumoasă, ca viața noastră să fie mai frumoasă, având preocupări frumoase, spun eu, pentru că mie îmi place ceea ce fac, îmi plac produsele cosmetice, le folosesc. Și multă lume le folosește, cred că majoritatea le plac, altfel nu le-ar cumpăra și așa mai departe. Haideți să începem. Am desfăcut coletul ca să nu mai foșnesc acum și să nu mai are un ambalaj care ține grămadă produsele pentru ca în timpul transportului să nu se deterioreze. Și așadar spun să începem, să vedem ce avem. Prima dată avem un întăritor de unghii, așa arată cutiuța. Nu știu dacă se vede sticluța, să încerc să scot, să o vedeți mai bine. Este un întăritor pentru unghii, eu îl folosesc, este foarte bun. Mie îmi place. Să-l punem înapoi la loc. O parte din produse o să le scot din ambalaj, dar o parte nu am să le scot pentru că sunt pe comandă și nu vreau să umblu la ele. Îl dăm deoparte, punem aici, dăm cutiuța un pic mai așa. Alt produs pentru unghii este un gel cu calciu. Acesta l-am luat pentru mine, pentru că mi se cam exfoliază unghiile la vârfuri. Și știu că este bun pentru că l-am mai folosit. Tot așa pătrat arată sticluța. Este bun și acesta. De obicei, eu cam dau, mi-am cumpărat acum, mi-am făcut comandă, deoarece e pe terminate cel pe care l-am. De obicei, eu dau odată calciu pe unghii, odată întăritor, odată calciu, odată întăritor, ca să le și întăresc și să evit și exfolierea unghiilor. Avem o ojă care trebuie să recunosc, asta este pentru mine. Mi-am băgat un pic degetuțele în cutie și mi-am făcut unghiile, deci asta este oja. Este un roșu sidefat care bate spre un pic spre portocaliu. Nu știu dacă se vede. Pentru că n-am putut să mă abțin, eu tot timpul când îmi vine ceva nou, este o culoare nouă apărută, sau cel puțin eu nu am avut-o până acum, pentru că ei tot timpul schimbă culorile și e și normal așa, să le mai schimbe. Și atunci nu aveam și am zis că să-mi iau și pe asta să o am. Și ca și dovadă că eram nerăbdătoare, mi-am și făcut unghiile cu această culoare. Eram curioasă să văd cum arată, este satinată oja. Nu știu dacă se vede pe sticluță satinul. Este de la Brooklyn. Nu costă mult, sunt foarte ieftine. Ce pot să spun? Că s-a uscat foarte rapid. Nici nu mă așteptam. Eu, înainte de a-mi face unghiile, dau un strat ori de întăritor, ori de calcium din ăsta gel pe unghii, ca un fel de bază. Și apoi aplic oja care vreau să-mi o dau. Și asta se usucă foarte rapid. Asta pot să vă zic despre ea. Culoarea îmi place, s-a uscat foarte rapid. După aceea, ce mai avem? Avem un... niște...
perle autobronzante. Să facem cutiuța așa arată. De la Catherine Alley. Să încercăm să nu deteriorăm, pentru că așa e cel mai bine. Arată așa. Ce pot să vă spun, pentru că normal că eu am. Ele sunt sidefate, ca și cum ți-ai da un bronzer pe pomeți în momentul când te dai și dă un luciu aparte feței. Bine, acum în sezonul verii, dar oricum arată frumos, oricum pielea este cu luciu acum din cauza căldurii, dar sunt mai frumoase, adică le prefer decât pe cele mate. Dacă mai pui și un bronzer, mai dai și cu perle din astea, obții un look foarte frumos. Deci așa arată. În continuare, ce mai avem? Avem și o sticluță tot pentru unghii. Acesta este pentru cuticule, pentru îndepărtarea cuticulelor. Tot așa arată sticla, doar că este pentru... Acesta se dă pe cuticule, se lasă cam 5 minuțele, se moaie cuticulele, se și retrag și restul le curățăm cu forfecuța. Și pe acesta îl folosesc. Normal, eu cam folosesc cam tot ce este la Ladies. Puține sunt produsele care nu le-am încercat și o să vedeți ceva ce n-am încercat până acum. O să vă arăt. Pentru că mi-am cumpărat într-un final, ca să văd aici, am două, de fapt, două rujuri. Lichide, mate. Unul o nuanță mai deschisă, nuanța 3, aceste și nuanța 18, aceste rujuri sunt pe comandă, nu pot să le desfac, nu pot să vă fac swatch la ele ca să le vedeți. Deci, unul mai închis, așa se prezintă, este înfoliat, este sigilat, de la Day and Night Matte. Deci sunt rujuri mate care persistă foarte mult pe buze, sunt foarte bune, nu usucă buzele. O cantitate generoasă, pot să spun. Chiar așa și este. Este o cantitate generoasă. Și sunt foarte bune. Asta vreau să menționez. Nu că le laud eu, că le vând eu, dar sunt foarte, foarte bune. Mai avem aici o apă de trandafiri bulgărești. Așa se prezintă. Această apă este bună și pentru folosită și ca un demachiant. Este bună și împotriva acneei și a inflamării pielii. Cum se folosește? Se moaie o dischetă, se toarnă pe o dischetă, se moaie discheta și se șterge fața. Ea mai este folosită de asemenea și pentru păr, pentru masajul scalpului. Duce la curățarea părului, la întărirea firului de păr, la creșterea firului de păr. Este foarte bună și este doar 11 lei, cam așa parcă rețin că am dat acum la prețurile noi. Într-un timp era 10, acum parcă este 11 lei, parcă rețin eu. Așa, să punem așa. Ce avem? Am aici un rolon, un deodorant stick gel, de dat pe sub braț, împotriva transpirației, el este sigilat, vine. Este un deodorant cu trandafiri și ceai alb, așa se prezintă. Are aici un șurubel, o rotiță care se scoate. Sticul din tot se ridică, pe parcurs ce se consumă se ridică până se termină. Este foarte bun, protejează împotriva transpirației. Mai avem, dacă tot am ajuns la deodorante de sub braț, mai avem un rolon neutru natural fresh de damă. Acesta este cu bilă.
Știe fiecare, se dă sub braț, se înmoaie, se răstoarnă așa, ea se întinde soluția pe bilă și dai sub braț. Protejează foarte bine, să știți, nu am probleme, nu au un miros ascuțit, deranjant, nu irită sub braț. Eu mă înțeleg foarte bine cu aceste produse, mai ales bilele le folosesc tot timpul și acestea, dar mai mult, acum am zis că hai să iau și un floral, mai mult cu bilă folosesc. Mă înțeleg foarte bine, nu fac gâlme, deci nu conține ceva care irită sub braț, care deranjează organismul. Eu una, cel puțin pe mine nu mă, îmi plac foarte mult și mă simt foarte bine. Nu rezist, adică nu transpir 24 și chiar 48 de ore, sunt foarte bune. Și sunt mai multe. Eu, acesta era pe stoc și acesta l-am luat. De obicei iau sport pentru că îmi place mai mult, cu toate că acela este unul bărbătesc. Dar mie îmi place mirosul, este un pic mai, eu sunt un pic cu mirosurile mai, să simt, domnule, să simt așa un pic și, dar l-am luat și pe acesta pentru că este vară, este cald, este fresh, am zis că tot este mai bine, un miros mai discret, mai feminin, celălalt pot să-l iau mai târziu. Am aici, tot pe comandă, două creme pentru călcâile crăpate. Acestea sunt pe comandă. Am pe site-ul meu, sunt postate aceste creme. Această cremă, de fapt, este una singură, cu toate că sunt două tuburi. Dacă doriți să vedeți ce e cu ea, puteți urmări pe pagina mea de Cosmetice Ladies de pe Facebook. Este descrierea în totalitate. Se prezintă sub formă de tuburi, cum vedeți, la 100 de mililitri, o cantitate bună. Și este pentru călcâile foarte crăpate. Este bună. Așa, las la urmă ce este în cutie. Aici am o mască de păr. Am pus-o pe site-ul meu pentru că știam că o voi cumpăra. Este foarte bună. Este o mască cu argan care conține și zinc, magneziu și cupru. Pentru părul degradat, pentru părul vopsit, este într-o cantitate foarte mare, deci jumătate de kilogram. Prețul este de 30 de lei, dar la așa cantitate de mască de păr, așa. Deci tot pe pagina mea, o găsiți și pe asta, dacă vreți să citiți despre ea. Deci, pentru păr, ce poate face o mască de păr? Da? Ajută la revigorarea părului, la refacerea lui. Am spus, pentru cel vopsit, pentru cel cu vârfurile rupte. Și acum, la urmă, am lăsat parfumurile care le-am. Acesta este un parfum care eu nu l-am avut niciodată. Și am auzit că este foarte, foarte, miroase foarte frumos. Am două. Unul este pe comandă. Unul l-am luat pentru mine ca să văd și eu într-un final, pentru că este atât de lăudat. Și pe acesta îl voi desface, care este pentru mine. Să vi-l arăt și vouă și să-l miros și eu, pentru că vă dați seama că eu nu mai pot de curiozitate. Știu că este floral și am înțeles că este foarte frumos. Ia să-l desfacem. Deci așa se prezintă cutiuța. Am avut de celelalte, sunt mai multe. Acesta este un parfum floral și sunt mai multe. Sunt de liliac. Mai multe. Și dăm un pic pe o parte. Deci uitați cutiuța acum fără folie. Mie îmi plac parfumurile florale. Eu mă înțeleg cu ele și îmi plac foarte mult. Nu mă deranjează. Sunt o serie care nu le plac. Fiecare cu gusturile lui. Dar mie îmi plac astea florale. Și având în vedere că l-am avut pe cel de liliac care... Deci vreau să spun, parfumurile de la Ladies
Sunt de o concentrație, deci dacă vrei mai puțin, te dai un puf. Uitați, cutia este și are un sigiliu așa. Așa am scos-o de aici. Vrei să miroși mai puțin? Ele sunt foarte concentrate, au o concentrație puternică. Sunt parfumuri franțuzești. Vrei mai puțin? Te dai un puf, două. Vrei un pic mai strident? Bagi mai multe pufuri. Să vedem un pic dacă recam să iau iar cutiuța. Să dau un pic în ea. Și pe aia să dau și un pic pe piele. Da. Într-adevăr, miroase. Și aceasta e prima impresie, dar când se mai așează, foarte frumos. Da. Îmi place. Îmi place. Acesta nici nu-l mai pun în cutie. O să-l las aici. Așa, nici nu-l mai pun pentru că îl bag în uz la mine, pentru că este al meu. Așa, în continuare. Ce mai avem? Mai avem un parfumel care nu-l desfac. Este pe comandă. Deci, acest parfum, nu v-am spus, are 50 de mililitri. Am zis că sunt două. 50 de mililitri. Sticluța se prezintă așa. Capacul este din plastic. Acest parfumel, acesta este la, este mai nou apărut la Ladies. Eu îl am, bineînțeles, că eu cam iau noutățile. Și el se prezintă, l-am adus aici și pe al meu. Vedeți că este consumat. Ca să vedeți cum arată sticluța, deoarece nu pot să-l desfac, v-am zis că nu este pe comandă și nu umblu la el. Deci așa arată, așa va fi, cum ar veni. Foarte frumos, foarte frumos căpăcelul și îmi place foarte mult cum miroase. Persistent. Acum aș putea ca să vă dați un pic seama. Deci celălalt nu v-am spus ce note are pentru că este de violete, deci e clar miroase a violete. Acesta, deci din cutiuța aceasta, așa, se prezintă, are 30 de mililitri. El are în compoziție, deci este floral. Conține iasomie albă și lavandă cu căldura lemnului și a chihlimbarului. El este un parfum simplu, dar elegant. Miroase foarte frumos, v-am spus, adică mie îmi place foarte mult. Următorul parfum. Următorul parfum este acesta. Diamond Your Way și acesta este un parfum, este apă de parfum într-o cantitate de 50 de mililitri. Nici pe acesta nu-l voi desface, cu toate că nu-l am nici eu, pentru că abia este apărut. Diamond Your Way se numește. Acesta nu v-am spus, Galaxy Queen se numește. Bine că mi-aduc aminte și vă spun după aceea. Acesta se numește Diamond Your Way. Este un parfum nou apărut și acesta. Are un gramaj mai mare. Acesta are 30, acesta are 50 de mililitri. Așa se prezintă cutiuța. Într-un degradé. Ce vă pot spune ca să vă dați un pic seama cam cum miroase? Bine, cunoscătorii care folosesc mereu parfumuri și iubesc parfumul ei, citesc acolo notele de bază ale unui parfum și care sunt cunoscători și folosesc și citesc, pentru că foarte multă lume folosește, dar puțin sunt interesat să vadă ce conține. Așa nu ai cum, deci, să simți mirosul prin cameră. Dar cunoscând cam ce-ți place, iasomia, moscul, vanilia, vrei mai dulce, vrei mai tare, vrei mai oriental, vrei mai floral, îți poți da seama cam cum miroase sau dacă ți-ar place un parfum. Pentru că ele combinate, bineînțeles că tot timpul dau alt miros, dar
ai putea măcar să-ți dai seama cam dacă îți place ceea ce conține. Deci, acest parfum. Notele de vârf sunt florile de portocal și bergamotă. Adică, la primul puf, astea le simți. Florile de portocal și bergamota. După aceea, notele de inimă sunt iasomia și tuberoza. Adică, după ce se așează un pic parfumul, simți iasomie, care miroase, mie îmi place, și tuberoza. Și notele de bază, adică la urmă când se cam trece, sunt vanilia și moscul. Moscul mie iar îmi place la nebunie. Vanilia este un pic dulce. Deci îl faci un pic dulce la urmă, dar amestecul acesta de vanilie și mosc dă un miros superb. Ele, să știți că sunt foarte rezistente, au siajul este mare, v-am spus, depinde câte pufuri dai pe tine, cu câte pufuri mai multe dai, cu atât siajul este mai mare și rezistă mai mult. Cam 12 ore dacă te-ai dat. Bineînțeles, la început mai puternic, după aceea se mai duce. Mai vrei, mai mult, mai dai niște pufuri. Deci, acesta este așa. Voi atât sunt de curioasă de el, dar o să-mi iau și eu unul ca să-l văd până la urmă, pentru că este nou, v-am zis, și nu l-am avut. După ce au mai apărut niște parfumele mai mici, pentru că multă lume vrea, acesta are 20 de mililitri. 25 de mililitri scrie aici. Kiss Me in Rome se numește. El are 25, este un fel de parfumel de poșetă. Este foarte bine să ai și parfumuri mai micuți așa, să le iei cu tine în geantă. Dacă stai o perioadă mai lungă, mai dai un puf, mai dai două pufuri, mai accentuezi mirosul. Acesta, ce aș putea, deci v-am spus că are 25 de mililitri. Are o formă, forma asta, acesta este celălalt parfum care l-am pe comandă, dar eu am unul și l-am luat ca să vi-l prezint. Așa este forma lui, numai că este pe galben și conține alte note, vedeți? Arată și pe cutie forma lui. Eu vi l-am arătat ca să-l vedeți și pe view. Haideți să vedem ce conține acesta. Acesta, notele de vârf sunt grapefruit suculent, lămâie și portocală. Deci este un parfum fresh. Acesta este foarte bun pentru perioada aceasta caldă, fiind un parfum fresh. Freșurile sunt tot timpul binevenite pe căldură. Acelea dulci merg iarna, cumpărate și poți să le cumperi și vara, am vorbit acum. Le folosești iarna, acelea dulci, care conțin vanilie și alte, ciocolată, acesta fiind fresh și având grapefruit suculent, lămâie și portocală, acestea sunt fresh-ul, da? Apoi, notele dulci. Sunt iasomia, trandafirul și piersicele. Și baza dulce, adică la urmă, care se simte, este caramel și vanilie. Deci are și o bază dulce într-un final. Dar prima impresie este de un parfum fresh. Deci când te-ai dat cu el, se simte fresh-ul, deci nu este dulce pe căldura asta. Deci este un parfum de vară. Cum e acum cald afară din nu mai putem, care așteptăm ploaia, eu una o aștept să se răcorească în casă, că nu mai pot. Așa, să trecem la celălalt parfumel. Nici nu știu, nu să le mai pun pe aici ca să le vedeți. Celălalt și ultimul parfumel, ultimul produs din comandă, este Kiss Me in London, deci la fel ca acesta, dar este o altă variantă, altă notă. Acesta este Kiss Me in Rome, sărută-mă în Roma, și acesta este Kiss Me in London, sărută-mă în Londra. Numai în România n-au făcut sărută-mă România, așa glumesc. Acesta este chiar, uitați sticluța, v-am spus că eu l-am, mie îmi place foarte mult, are tot 25 de mililitri, este foarte frumos, mie îmi place tare mult și acesta este pe comandă. Și să știți că nici nu au un preț mare, fiind variantă micuță, vreo 20 ceva de lei, atât costă, dar este foarte, foarte frumos. Notele vi le-am spus, ia uitați,
Căpăcelul are formă de buze, așa. Kiss me in Rome, kiss me in Paris, kiss me, pentru că mai sunt mai multe variante. Eu acestea le-am avut acum pe comandă. Mai este și Kiss Me in Paris, ăsta în Londra, ăla în Paris și ăsta în Roma. Așa. Căpăcelul este în formă de buze, este un albastru și ăsta este fresh, merge acum vara și celălalt este fresh. Așa arată. Căpăcelul este din plastic. Siajul, v-am spus că la toate parfumurile sunt niște parfumuri foarte bune care persistă. Domnule, te simți. Simți când le dai pe tine. Sunt altele care... Da, mă rog, fiecare cu... Sunt alte persoane care nici nu suportă să miroase. Vor să se dea acolo pentru un miros discret, un miros apropiat, adică, na, fiecare cu gusturile și plăcerile lui. Ce mai avem? Ăsta îl dau deoparte, că ăsta este al meu, ăsta îl folosesc. Ce mai avem aici în colecție? Mai avem punguța care Lady tot timpul trimite punguțe, câte o punguță și catalogul nou, care am să văd dacă am timp să fac o răsfoire a lui. Să vă prezint produsele, am introdus și produse noi, să vedem cum împărțim cu timpul și sper că o să pot face și un unboxing. Este catalogul nou, a apărut acum în iulie. Acestea fiind spuse, cam acestea sunt produsele. Nu a fost o comandă exagerat de mare, dar nici una micuță. Acesta parfumierul meu. Abia aștept să-l folosesc. Nici o comandă prea mare, nici una micuță. O comandă frumușică, mie îmi place, mi-este drag să folosesc produsele. Acum, sper că v-a plăcut unboxing-ul, sper că v-au plăcut produsele. Dacă aveți întrebări sau lămuriri asupra produselor, bine că eu cunosc majoritatea produselor, puteți întreba pe pagina mea de cosmetice Ladies, pentru că eu știu mult mai multe, dar acum am spus fix ce mi-a venit, ce mi-a trecut prin cap. Dar în momentul când mă întrebați, atunci pot să vă explic mai clar, orientându-mă spre un anumit produs și vorbind despre un singur produs, normal că îți vin mai multe în cap și poți să explici mai bine, mai clar, pot să vă explic mai clar și deoarece le-am folosit și știu dacă sunt bune, dacă nu sunt bune, pentru ce sunt bune, dacă merge pentru ce problemă ai, dacă nu merge pentru ce problemă ai sau dacă îmi expui o problemă care o ai tu, pot să-ți recomand un anumit produs. Și atunci altfel discutăm când este vorba. Așa fiind mai multe, dar oricum, ce a fost în mare așa, v-am cam spus, v-am prezentat comanda și cam asta am vrut să fac. Nu am vrut să vorbesc nici prea mult, să pierd timpul, să vă pierdeți răbdarea. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit și încă o dată mulțumesc tuturor celor care mă urmăresc și care iubesc produsele și care dau un like pentru susținere, pentru că le place produsele, indiferent pentru ce. Vă mulțumesc din suflet și poate ne mai revedem, poate o să mai am timp și să mai fac unboxing-uri, pentru că eu comenzi am făcut multe, dar nu prea aveam timp să filmez, au mai fost și unele probleme pentru care nu am putut filma sau am fost obosită sau am fost ocupată. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc că m-ați urmărit, vă spun o seară bună, vă urez o seară bună și sper să ne mai revedem curând. La revedere!